Se întâmplă uneori la cabinet să vină persoane ca la Pomul Luminat și să plece dezamăgite de faptul că, spre deosebire de pomul ăsta luminat pe care îl așteptau ei, în concordanță cu ce li se pare lor că ar trebui să fie un pom luminat în nutriție, de fapt primesc un plan de alimentație bazat pe alimente absolut normale, pe mâncăruri absolut normale, eventual în sezon, dar în niciun caz bio. Sunt extrem, extrem dezgârcită cu suplimentele alimentare și le recomand doar temporar și doar atunci când analizele pacientului o cer și de asemenea nu recomand nicio chinuială, hai să ne înfometăm, hai să nu mâncăm după șase seara sau tot felul de idei de astea care sunt foarte populare pentru că eu nu cred în Recomandarea profesională de a chinui pacientul în niciun fel. Și există un mindset, un tipar de gândire care ar trebui conștientizat de către cei care consideră că uh, un, o schimbare de nutriție ar trebui să conțină alimente bio, organice, suplimente și chinuială. Și anume, este cumva bazată acest. Uh, Mod de gândire, pe faptul că e vina ta că problema asta există și, dacă este vina ta, trebuie să plătești cumva un pic mai mult, plecând de la două palme, pentru că chestia asta cu problema ți se datorează, deci trebuie, într-un fel sau altul, într-un mod copilăresc și penibil, să te autopedepsești că ai o problemă. Nu se rezolvă așa. De cele mai multe ori schimbările din medicina comportamentală, adică nutriție, sport și psihologie nu se rezolvă cu două palme și uh, toate statisticile internaționale pe zona de sport, nutriție și uh, psihologie arată faptul că bicele nu funcționează aici și că schimbarea și îmbunătățirea acestor aspecte de comportament pleacă de la acceptare, nu de la două palme. Deci în momentul în care te hotărăști așa, din vari motive, să vii la o consultație, sau poate nici nu ai nicio treabă cu mine, pur și simplu vrei să ți îmbunătățești ceva la alimentația ta, poate ar ajuta să conștientizezi dacă în loc să te focusezi pe cauza reală a problemei pe care o ai din punct de vedere nutrițional și să identifici ce naiba te-a făcut să ajungi așa. Poate ar ajuta să conștientizezi, repet, dacă în loc să rezolvi problema, îți tot dai câte două palme.